Cea de-a 10-a ediție a conferinței anuale cu participare internațională a debutat astăzi la Câmpul Lung în cadrul Universității Spiru Haret. Lucrările se vor desfășura pe parcursul a 2 zile, invitații putând să prezinte comunicările și ideile referitoare la implicațiile noilor tehnologii asupra dezvoltării potențialului turistic din România. Astăzi, la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Științe Economice din Câmpul Lung, are loc a 10-a ediție a conferinței naționale cu participare internațională, conferință în economie, informatică și comunicare. În acest an, tema principală este influența noii tehnologii asupra dezvoltării turismului din România. Ne-am propus ca finalitatea acestei conferințe apariția unui studiu, un studiu ce se vrea un instrument analitic de prezentare atât a realităților din practica aferentă sectorului turistic, cât și a teoriei existente în literatura de specialitate din acest domeniu. Astăzi ne-am propus prezentarea problematicii turismului din perspectiva cercetătorului, a cadrului didactic, care prezintă articole de specialitate, articole cu caracter științific și publicistic, modele, cercetări, teorie, cât și fenomene care prezintă interes asupra practicienilor din domeniu. Vom aborda și vom supune în discuție aspecte de interes atât pentru cadrele didactice, cât și pentru întreprinzătorii din sectorul turistic prezenți astăzi în cadrul conferinței noastre, de ce nu și din perspectiva autorităților locale și a tuturor actorilor mediului economic care doresc o dezvoltare a comunității în care trăim și ne desfășurăm activitatea. Invitații sunt colaboratori ai facultății din diferite domenii de activitate, cum internetul este un mod prielnic pentru promovarea ideilor turistice. Acest canal de transmitere al informației a fost în prim plan. Sunt de partea soluțiilor suport care vin să ajute orice domeniu și cu predilecție astăzi vorbim despre turism. Ne dorim ca acest eveniment să fie unul care să scoată în evidență aspecte practice, dacă se poate, din cele mai puțin aduse la lumină sau cele care nu au fost atât de vizibile, pentru că avem nevoie să plecăm, dacă s-ar putea, chiar din momentul acesta, cu o bună practică. Așa cum a spus și colega mea, doamna decan, Laurenția Abram, ne dorim să facem un studiu. Ne dorim să facem un studiu care să vină în sprijinul comunității locale, dacă se poate, al operatorilor de turism și nu numai, și a investitorilor. Așa cum ați văzut și cum știți despre facultatea noastră, este implicat în mai multe proiecte de dezvoltare pe care le are în cadrul Institutului Central al Universității Spiru Haret. Proiecte care au adus finanțări în Câmpul Lung Mușcel, au ajutat mediul antreprenorial. Suntem dispuși să facem în continuare acest efort și universitatea are ca obiectiv sprijinirea mediului antreprenorial. Vrem să ne achităm de componenta care ne revine în exclusivitate prin destinul pe care l-avem, aceea de a forma viitori specialiști. Și în felul acesta vrem să acoperim cât mai mult din ceea ce înseamnă mediul economic și am vrea să-i dăm această tentă de sustenabilitate, pentru că ne dorim ca ceea ce dezvoltăm să dezvoltăm sănătos și pe o perioadă îndelungată. Comunicările deschise astăzi au fost purtate în sensul modalității de promovare a zonelor și obiectivelor turistice din România. Cred că promovarea pe media, și nu mă refer aici la media online, la site-uri și Facebook și rețelele de socializare, mă refer la revistele de specialitate, poate, sau chiar în presa scrisă, este un punct care ar trebui să mai lucrăm la el împreună. Am ca operator economic o tabără de copii în zona cea mai nordică a județului Argeș, cu un parc mini, parc de aventură. Cred că pe parcurs sunt multe puncte care trebuie discutate. Cred că o să completăm ce a început doamna să povestească, da, să lanseze o provocare și chiar să prezentăm câteva sugestii privind îmbunătățirea imaginii de țară a României și o să ne referim la turism, la destinații și la lucrurile care sunt importante din punct de vedere al marketingului. Au fost susținute lucrări pe diferite secțiuni, fiind purtate discuții privind repere turistice radiografiate de operatorii din domeniu.